Ministerul Educației a publicat astăzi, cu începere de la ora 11 și 30 de minute, pe site-ul dedicat, rezultatele înregistrate în sesiunea iunie-iulie 2024 a examenului național de bacalaureat. Rezultatele au fost afișate și în cadrul liceelor, dar interesul pentru aflarea acestora, în mod tradițional, s-a pierdut printre liceeni. Potrivit Ministerului Educației, rata de reușită din acest an depășește 76% pe ansamblul tuturor promoțiilor înainte de soluționarea contestațiilor, fiind cea mai ridicată din anul 2009 până în prezent. În județul Argeș, promovabilitatea a fost de 79,09%, mai bună față de anul trecut, când s-a înregistrat o promovabilitate de 78,38%. Primele trei licee din Argeș, care au avut cele mai mari medii adunate, sunt din Pitești. Este vorba despre Colegiul Ion Cebrătianu, cu o medie de 9,21, Colegiul Național Zinca Golescu, cu media 8,92 și Colegiul Național Alexandru Odobescu, cu media 8,70. Primele două licee din Câmpul Lung sunt Colegiul Național din Nicu Golescu cu media 8,49, care se situează pe locul 5 în clasamentul județean, și Colegiul Național Pedagogic Carol I cu media 8,44, ocupând numărul 6 în ierarhia județeană. Iată cum stă situația promovabilității la nivelul liceelor din Câmpul Lung. Colegiul Național Pedagogic Carol I, promovabilitate 96,6%, 40 de medii au fost cuprinse între 9 și 9,99. Colegiul Național din Nicu Golescu Câmpul Lung, promovabilitate 95,56%, 69 de medii cuprinse între 9 și 9,99. Colegiul Teoretic Dan Barbilian Câmpul Lung, promovabilitate 89,17%, 27 de medii cuprinse între 9 și 9,99. Colegiul Tehnic Câmpul Lung, promovabilitate 56,90%, o medie cuprinsă între 9 și 9,99. Seminarul Teologic Ortodox Justin Patriarhul Câmpul Lung, promovabilitate 45,71%, o singură medie cuprinsă între 9 și 9,99. Liceul Tehnologic Auto Câmpul Lung, promovabilitate 38,10%, nicio medie cuprinsă între 9 și 9,99. Liceul cu program sportiv Câmpul Lung, promovabilitate 35%, nicio medie cuprinsă între 9 și 9,99. În zona Mușcel, liceul din mediul rural cu cea mai mare promovabilitate a fost Liceul Tehnologic Petre Ionescu Mușcel din Domnești, cu 59,18% și 3 medii cuprinse între 9 și 9,99. La polul opus, cea mai mică rată a promovabilității din Mușcel a fost înregistrată la Liceul Tehnologic I.C. Petrescu Stâlpeni, 23,08%. În Argeș, cea mai mare rată a promovabilității a fost înregistrată la Colegiul Național Vlaicu Vodă din Curtea de Argeș, cu un procentaj de 99,52%. Cea mai mică rată a promovabilității a fost înregistrată la Liceul Tehnologic Topoloveni, 17,65%, acolo unde, din 34 de elevi înscriși la sesiunea de bacalaureat, au reușit numai 6. Acestea sunt rezultatele înainte de depunerea contestațiilor. Contestațiile au putut fi depuse astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate în data de 12 iulie.